Dragi prieteni, aici în studio se află chiar acum cei doi oameni implicați în povestea pe care vrem să o dezvoltăm. Domnul primar, bună seara! Bună seara! Domnul primar, nu e rușinos ca primar să faci poliție politică? Mă rog, să fi făcut poliție politică? Așa este, de rușinos este foarte rușinos. Dar trebuie să ții cont că eu pe vremea aceea nu eram primar. Eu pe vremea aceea eram preot. Deci eu n-am făcut poliție politică, eu am făcut religie politică. E altceva. Bravo! Adică, erai preot înainte de 89. Eu cred că e mai rușinos, domnule. E mai rușinos. Nu este mai rușinos și am să-ți explic de ce. Pentru că până la Dumnezeu te toarnă toți sfințe. Și să spun o chestie. Diavolul poate să îmbrace orice față vrea el, iar preotul trebuie să iasă în fața bisericii, să apere biserica de spioni, de studențe străini, de diavol, hai, domne, de dușmanii țării. Lasă-mă în pace, domnul primar, ce spioni, studenți străini sau mai știu eu cine, erau la fabrica de marmeladă, hai, lasă-mă încolo. Apoi chiar nu știi ce vorbești, dar cum să nu fie? Dar nu știi că noi la fabrica de marmeladă nimeni nu știa cum facem noi marmeladă dacă nu aveam materie primă. Noi trebuia să apărăm secretul marmeladei de străini și spionăm cu orice preț. De cine, domne, să aperi secretul străin, marmeladei? În străin. De ăsta, uite la ăsta, de ăsta. De ăsta, că pe ăsta l-ai turnat, da? Domne, lasă un pic, domne, marmeladă, lasă-o, domne, un pic. Să vorbim și noi, civilizat. Păi de peri cu perj, vezi cum se întinde. E ca pe mortalul, pe cărămidă. E... Uite, uite, perfect. Dă-le, vă, lasă-o încolo. Ai fost dumneata dușmanul țării? Hai, spune. Ai fost dumneata dușmanul țării? Ai fost dumneata student străin? Pe vremea când lucrai la fabrica de marmeladă. Dar ce să zic eu, că nu știu până în ziua de azi ce am fost, dacă am fost. Sau... Domn primar știe ce am fost. Domnul primar, citește, domnule, exact informarea pe care ai semnat-o dumneata despre acest om. Hai, citește, că ai dosarul, ți l-a dat CNSAS-ul. Cu voia domnului, azi 15 octombrie 1981, da, eu am scris, vă informez că numitul Manolică Zugravu, zidar la fabrica de marmeladă. Dar ce, așa era? Ce, nu erai zidar? Eu așa știam că ești zidar. Serio? Da. Dar mai știu eu numai până ziua de azi, eu nu știu ce am fost. Nu știu zidar. Dar domn primar, dar nu scrie, să aflăm și noi dacă scrie ce am fost, că nu uite eu. Imediat, citește, continuă, domnul deci, primar. Deci, domn Manolică este un om serios, muncitor, nu fură, nu bea și nu înjură conducerea de partid și de stat. Păi e de bine, domnule, asta este foarte de bine. Zic, dacă nu e de bine, domnule. Zic, zic că e de bine. E de bine, da? E de bine, da? Da. Așteaptă puțin să vezi sfârșitul. Citește, domnule, finalul. Deoarece este așa de corect, asta n-am mai scris eu. Ce e aici, după asta, până aici? Deoarece... Lasă că citesc. Că nu dai același scris. Așa e, da, e același scris, dar numai până aici am scris eu. Deoarece este așa de corect, precis, ascunde ceva, adică dumneata. Nu mai mâncați, domnule, marmeladă, domnule. Că citesc despre cum te-a turnat. Deci, deoarece este așa de corect, precis, ascunde ceva și cer urmărirea lui imediată ca spion imperialist, băi! Numai un spion poate deci numai un spion poate fi așa de perfect. Zici dumneata. Perfect, am zis că ești perfect, nu-i de bine. Eu zic că e de bine. Eu tot așa zic, dacă e perfect, e de bine. Și eu de bine. Perfect înseamnă că e un lucru bun. Dom'le, eu nu înțeleg nimic. Dumneata, nu pricepi că omul ăsta te-a dat în gând la securitate că ai fost urmărit, domnule? Nu știu, până în ziua de azi, nu știu, am fost urmărit sau n-am fost. Dacă nu scrii, să înțelegem și noi. Dacă scrie, acolo... Dar n-ai auzit că păi scrie, că ai, adică el te-a turnat ca să fiu... Hai să te iau altfel. Dumneata, te-ai simțit vreodată urmărit? Vreodată te-ai simțit filat? Cred că odată m-am simțit urmărit. Odată, cred că, dacă mi-aduc aminte. Povestește, domnule, cum a fost? Deci a fost o zi ploioasă, mi-aduc aminte, era ploioasă tare. Și întuneric și am zis, e foarte bine acum să mă duc să fac un lucru bun pentru casa mea. Așa, am zis așa. Eu. Că lumea știți că nu prea muncești, prea zic, hai să muncesc eu. Și m-am dus și am furat o roapă de cărămizi. Și am luat roaba,
și dă drumul de la fabrică. Dar ce și... să faci cu cărămizi? De ce vrei să faci? Vreau să fac un cotes la porc. Deci să avem... Deci ceva bun pentru gospodar familie, pe casă, pentru da. Casă, că porcul pe urmă, când ajunge mă rog. Iarna, devine hrana principală a omului și hai, așa mai departe. Întoarce-te la cum te simți, mi-a ta urmărit. Mă întorc și plec de la fabrică. Așa? Băi, frate. Cu roaba. Cu roaba. Și ploua? Ploua de stângea, nu așa. Stângea varul. Așa, așa. A fost, că groapa de vars pe de acolo, așa. Era stângea. Și împing eu cu roaba cum mă duc și în spate, tă drumul, o răsuflare caldă în ceafă. Ai simțit asta? Simțeai asta? Mi s-a făcut și frică, ce să mă întorc? Zic, nu mă întorc și eu pe chestia asta nu știu. C-o fost securitatea, c-o fost porcul, eu nici în ziua de azi nu știu cine m-a răsuflat aici. Doamna Manolică, eu nu te înțeleg. Omul ăsta te-a turnat la securitate. Nu-ți pasă, domne? Păi... Asta, dar eu știu eu, și dacă, uite, dar eu cotețul de porc l-am și astăzi, foarte bune cărămizi, câte generații de porc, să spun așa, dacă există în porcie generații, câte o trecut prin cotețul ăsta, eu ce să fac? Dacă m-au urmărit porcul sau a murit securitatea sau ce... Dar nu te enervează chestia asta, că te-o foarte calm, răi, ești așa, că m-au urmărit, că nu m-au urmărit, că... Nu simți așa o stare de revoltă interioară? Acum, sincer să spun, dacă mă turna de rău, cred că îl strângeam de gând. Dar dacă mă turna de bine, e bine. Dacă vine unul care mă toarne de rău. Nu mă băgam pușcării sau dacă mă turna domnule, de bine... Ta, eu cred că tot nu înțelegi. Dom'le, ăsta a fost informator, te-a dat în gând la securitate, da? Da? Uite-te, o judecată simplă. Așa. El a fost informator și acum e primar. Da? Dumneata, ai fost zidar... Și acum e șomer, domnule. Mănânci pâine cu marmeladă, ce? Ca nebunul. Uite așa, uite aici. Păi mănânc, dar să știți, uite, o să vedeți. Deci această marmeladă este mult mai gustoasă decât marmelada pe care o mâncat-o dânsul la securitate. Deci, nu vreți și matale o felie, că văd că îți place marmelada. Îți place foarte mult marmelada. Am înțeles aluzia, dar nu vorbea așa cu presa, că ți-au un interviu de nu te vezi, înțelegi? Da. Hai, lasă. Bă, nu că e marmeladă din aia bună, nu e de... Gata. De care o mâncat domn primar. Discuția s-a terminat aici, vă rog aplauze. Trecem mai departe. Doamnelor și domnilor, avem o veste bună. Lupta politică a început să se facă cu cap. Dar nu cu capul pe umeri, ci cu capul în gură. Urmând de exemplu celebru al fotbalistului Zinedine Zidane, un primar ajutat de un stătean a rezolvat problema unui consilier local cu capul. Nu cu capul lui Zidane, ci al stăteanului, și nu în piept, ci în gura consilierului. Bună ziua! Bună ziua, mă scuzați că vă deranjez! Salut! Salut! Văd că aici e primăria. Pe domn primar l-ați văzut cumva? Dar ce te interesează pe matale? Vreau să facem un interviu cu el, suntem de la televiziune. A, păi ce nu spuneți eu primarul? Da? Da, hai, poftiți, domnul. Imediat, hai, stați așa un pic, stați așa un pic. E la televiziune. Ia uite ce plăcere să vă, hai, să vă găsesc tocmai pe dumneavoastră. Îmi pare bine să vă cunosc. Și mie. De la televiziune, imediat da. O să vină și operatorul să facem un mic interviu, da? Da, foarte da? Bine. Ce faceți dumneavoastră aici, de fapt? Da, bă, ce să fac? Primăria? Da, vopsesc primăria, o dau cu... Na, da, la, cu un primar vopsește primăria, nu poate să vină un om, un muncitor. Dar ce să facem, domnul, dacă n-avem fonduri? Trebuie și noi, prin forțele proprii, să facem asta, da? Ce să facem? Să cheltuim banii și după aceea să ne iei primăria ca la PSD-ul? Da, 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 da. Nu. Nu să facem, nu. Hai să vă întreb, da. De ce v-ați apucat să văruiți primăria asta? Se face primăvara. Acum, toamna, v-ați apucat să o faceți? Pentru frumoasă. Că în curând, imediat, aici la noi în comună vom organiza primul someu internațional al cacofoniei. Da. Acum? Deci, primul congres internațional al cacofoniei. Poate al francofoniei, domnule, de la a fost la București? Ah, păi vezi, ah, păi vezi. No, e cu totul altceva. Deci, aici la noi e asta de care vă spuneam, mamă. Și cine vine la congresul ăsta al cacofoniei? Deci, la congresul ăsta o să participe toți primarii din localitățile în care situația e de cacao. Așa. No. Care sunt localitățile astea? Dă niște exemple. Deci, sunt așa, de exemplu, Cacaracal, Cacalafat, Căcălăraș. Căcălimănești, căciulata. Căcorabia. Așa. Ai văzut că m-am prins? Nu, că m-am prins. Deci, nu. Aveți și invitat de onoare? Avem. Adică, cum a fost Jacques Chirac la francofonie, cine vine la cacofonie? Domnul Adrian Vigneanu, primarul cacapitalei. Bun! Vine! Bun, vine! Vine, o să vine, da.
Și ce au în comun toate localitățile astea pe care le-ai enumerat dumneata mai înainte? Ce au în comun? În comun, da. Ia uite-mă că m-am încurcat. Deci, vedeți? În comun, nu în cocomun. În cocomun, da. Ați spus bine, nu-i problemă. În comun, nu în cocomun. Așa, deci au în comun așa, că situația este de cacao. Așa. Adică, îi jale, îi sărăcie, îi făge capul lor, îi nenorocire, oamenii sărași, tăci cele. Am înțeles, am înțeles. Deci asta îi unește. Asta îi unește. Acum, dacă vreau să vă întreb, mai aveți ceva întrebări să-mi puneți? Ori mă apuc de treabă, că am treabă gârlă. Dar ce treabă mai? Deci, trebuie să asfaltez drumul, trebuie să-l marchez, după aceea să pun poptișori de aia cu lănțucuri, după aceea să-l închid drumul. Așa. După aceea să închid școala, după aceea să închid instituțiile bugetare. De ce trebuie să faci toate astea? Pentru ca situația să fie complet de cacao. Deci, asta se cere la congres. Da, să fie rânduială, da? No. Imediat o să fim operator. Servus. No, domn primar, am vin să spun numai că te-am dat în judecată. Uite că Oleni, reclamația, las că te-are în jăziu. Deci, Mircea, iar ai venit, da? Chiar în jăziu. Că care te convenim televiziune, că nu știu ce-ți fac, mă, ce strâng de gât, mă. Chiar în jăziu, pe tine. Este puțin că ăsta e un subiect de reportaj perfect, domnul primar. Imediat chem operator. Nea Mircea, stai un pic jos acolo. Stai un pic jos acolo, că văd că ești ruptor. Păi mă bătu primarul și cu Ion. Am oameni și din spital, no. Ioane, vine mai încoace, mă, că iar s-a întors Mircea din spital, mă, nu i-a ajuns, uite, mă, iar s-a întors, mă, arde! Bă, arde-i cu cele, mă, băi, bă, bă, dacă nu-ți dau eu semnatură între ochii, nu te vreau! Nu, Mircea, mă, iar-i Mircea, mă! Să vină operatorul, după aia îl iei la, da? Stai, mă, un pic, mă, ce legiune? Că acum ai pușcă și lui Ionie! Ce rang ai dumneata în primărie, domnule, de ăștia așa? Domn primar, eu ți-am mai spus, dacă nu vă întrebă de astea. Eu sunt colaboratorul lui domnul. Da? Deci, hai să o luăm altfel. Domn primar, de ce vă bateți ca chiure aici, domnule? Deci, treaba e simplă. Cât de fapt, e de cacao, înțelegeți? Așa. Cum e modelul de la București? De cacao. Că e modelul de la București, da? Că toți trei noi suntem din coaliție, da? Așa. Da. Eu mi-s de la PNL, de așa, exemplu. Da. No. El? Ăsta, consilierul ăsta nenorocit, ăsta e de la PD. Așa? Și Ion? Și Ion, de unde credeți că unde? De la co-conservatori. De unde? De la domnul Voicuculescu. Da. De la Voiculescu? Da, conservatorii lui Voiculescu. Și care-i treaba? Ce-i cu asta? Care-i problema? Apoi dacă ăsta nu e modelul de la București, apoi ăsta îl aplicăm și la noi, nu? Ce model, domnule? Ce model, domnule? Că e la mintea cocoșului. Adică penelistul și cu co-conservatorul s-o pus deolaltă să-mi dea mie în bot, no. Mă, dar nu mă las, mă, Stai, bine că mă alias cu moldovenii, cu ungurii, cu fotbaliștii lui Becali și tot te scoată, mă, din primărie, domnule. Imediat mă duc să aduc operatorul să-l bat ca să te și filmeze, să dăm la știrile de la ora 5. Hop, au venit părinte. Liniștiți-vă, fiilor, ajutați un partid aflat în durere și deznădejde. Dați cât vă lasă sufletele voastre. Ce vă uitați așa, mă, mamelucilor, mă? Băgați-vă mâinile în buzunar și dați un eu și pentru partidul nostru. Păi ce? Vreți să ne vindem sădile, mă? Părinte, dar vă că la PSD-ul treaba e mai de cacofonie ca la noi. Ui, mii la el, mă, o ieși părintele cu sfintele moște și cu icoana făcătoare de minuni a lui Sfântul Ion Botezătorul, măi. Nu luați în râs numele lui Sfântul Ion Botezătorul, Dumnezeu să-l aibă în pat. Amin! Ce vă uitați așa, mă? Ia cu parții voi icoana aia, că mâine, păi mâine învie la putere, domnul Ionile. Ce faci, mă, Ioane? Pup icoana dușmanului, mă? Ai, domn primar, da, pentru noi, cu conservatorii, icoana asta la vremea ei la alegeri a fost sfântă. Dacă nu erau ei, și nici știe unde eram noi acum, nu în Parlament. Părinte, încearcă să-i mai convici cu altceva, dacă cu asta nu vor, să încercăm. Nă, fiilor, dacă ăsta nu vă place, atunci poate că vă place. Doamne, dar ce e asta, părinte? Asta este schimbarea la fațadă a PSD-ului. Doamne, dar ce frumos e băietul ăsta! Da să-l pup, că tare mândru-i! Doamne!